Salutare barbașanilor și bine v-am regăsit la o nouă mirobolantă hartă, o hartă care conține 5 locații, adică o nava a piraților, un castel, o casă în copac, un bunker secret și bineînțeles o tabără a bandiților, un outpost cum s-ar zice și noi nu știu dacă vom apuca să le vizităm pe toate cele 5, dar două 3 sigur. Așa că voi lăsa abonații de pe Trovo să decidă ce vor ei, o să zic eu când și vom vedea. Acum pot să... Aș putea spune să decideți și voi cei de pe YouTube, însă din păcate nu sunteți aici în timp real, ei sunt pe live când filmez, cei de pe Trovo, așa că ei vor decide. Și voi dacă vreți, scrieți acolo în comentarii dacă v-a plăcut, ce vă place, chestii, păreri, unde ați fi vrut voi să mergem pentru prima dată, unde vreți să mergem în episodul următor dacă mai rămân și așa mai departe. Nu uitați să buiți butonul la blană de like, un subscribe plus clonțopel și să dați și un follow pe Trovo pe primul link. Aici filmăm clipurile și puteți și voi să participați la ele. Acum peaceful, easy, normal, hard. Hai să mă bag pe normal, că nu știu ce să zic. S-ar putea să fie jale. Și facem așa. Acum eu scriu pe chat G și primul care scrie, ia să vedem. Navă pirați. Denis Denisoid Naruto a decis. Hai să vedem. 3 2 1 Bum uh. <laughs> Ok, cred că trebuie să selectez și după aia să dau teleport <laughs> Nu știam, că n-am apucat să joc harta Ok uh, What? Băi, gigantică Gen, cred că aș putea să le găsesc și eu pe Normal World Dacă, dacă mă chinui, dar... Da, hai să mergem așa la ele Suntem direct întâmpinați de un pod distrus Deci... Uh, Cumva cred că asta e o nava a piraților abandonată. Mi se pare genial totul până acum. Hai să începem cu niște nether rap. Dacă vrem să facem niște poțiuni, niște cevauri, le lăsăm aici. Bla, 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 avem un anvil pe aici. Probabil pirații pe aici mește și ugăriau, își făceau și ei poțiuni și alte chestii. Aici văd că este și un upgrader, bla bla bla, smoker și toate cele. Ți sim și mie, se ascund ceva chestii urâte. Că fiți atenți, nu știu dacă am arătat pe sign-ul ăla, dar vă arăt când, când ieșim de aici. Scria că este un coșmar aici, că gen este bântuit într-un fel. Hai să vedem. Avem chesturi. 1, 2, 3, 4, bă nimic, pe bune. Vreau și eu să găsesc o comoară, o ceva. Hai să vedem. Ok. Uh, nu știu pe unde... A, ah, pe, aici, pe aici, pe aici, Jur că n-am văzut scările. Bun. Avem patru barrel-uri, unul lângă altul, nimic. Încă două aici, nimic nici aici, încă trei aici. Trebuie să căutăm în fiecare colțișor. Aici iar nimic. Aici un pat de boși, dacă vrei să stai ca boss-ul. Aia dea capitanul se uita capitanul când mai lăsa pe altul să, să și... Sau să cărmiască, în fine, tot acolo -i. Și el se uita frumos și zicea, iceberg! Ăla era Titanicul. Și s-au scufundat și aia e. Bineînțeles, un compas să se orienteze. Aici e cârma. Frumos. Bam, bam, bam. De aici te uiți ca boșii. Am înțeles. Aici e niște uși incredibil de neinteresante. Frumos, te urci pe catarg aici. Asta nu clic, asta e, nu i catargul. Catargul e la care nu-i. E. e doar... Nu mai știu cum se numește fiecare chestie de pe o barcă. Știu că e catarg, velă, toate astea. Nu mai pot să urc. Aro. Ok. Bun. Eu aparent nu sunt un pirat adevărat. Mergem sus de tot. În o nu știu cum s-o numi, dar ok. În turnul bărcii, cred că nu mai o pot să zic turn la chestia asta. No, hai să vedem. Abonații de pe Trovo și cei de pe YouTube, bineînțeles, pentru că, na, pot să citești și după comentariile. Dar cei de pe Trovo, spuneți-mi, vă rog, acum, care-i faza? Cum se numește chestia asta? Unde sunt eu? Efectiv, locul ăsta. Că e în fiecare barcă de pirații. Și ca să ne înțelegem, am mai zis niște abonați de pe... Adică am mai zis, a zis acolo în comentarii pe YouTube. Măi, dar de ce nu mai cei de pe Trovo? Păi pur și simplu cu ei pot să vorbesc în timp real, dar sunteți tot cei de pe YouTube. Adică cei de pe Trovo sunt cei de pe YouTube, eu nu fac nicio diferență. Sunteți exact aceiași nocivani, exact aceiași barbașani. Doar că e fain dacă puteți veni pe live-uri, că aici puteți vedea înaintea tuturor, catarg. Nu mă, asta nu se numește catarg, ăsta efectiv e catargul, probabil. Bam, 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 bam turn de vedere, observator. Da, ar putea să se numească observator. Deci efectiv ăsta, nu așa cu așa. Vela este materialul care ai pus pe catarg, ok, hai că învățăm pirățește, cu no Și cam da, cam asta este. Bă, barca e frumoasă, dar Păi boring, adică tot -mi și mie frate ceva, unde-i comoara? Au venit altcineva, Opa! Hopa! Stați un pic că ăstea nu le-am deschis. Dacă e comoara aici, hopa. Da, nu prea îi. Da. Un fel de mare țiapă, aș putea spune. Hm. Da. Un fel de mare țiapă. Și acum cum mă întorc eu? Cred că îmi dau un mare kill și da, asta este. Nu mă dă de unde trebuie. Revenim de unde trebuie. Ok, nu s-a mai putut. Dăm din nou pe normal. Boom. Și hai să mergem, scriem aici J, am vrut să zic H, dar a ieșit J și ia să vedem, casa din copac. Următoarea este, dar cred că le vedem pe toate, sigur le vedem pe toate. Am selectat frumos casa din copac și ne ducem direct. Bum, 3, 2, 1, înainte de a vedea casa în copac aș aprecia un like. La bine zis casa în copac. În din... Ok. Stai un pic să o văd de la distanță. Că mi se pare tare. Hmm. Știți ce am zis înainte că eu trebuie să refac harta pentru a mai merge? Am zis că mă voi uita la coordonatele de la, de la spawn. Dar ghiștea, nu m-am uitat. Asta este. Suntem aproape de un sat. Și asta sincer să fiu cu voi, este un fel de copac al unei vrăjitoare. Eu așa mă gândesc. Ziceți voi dacă nu e așa. Barbașianilor. Hmm. E un fel de casă a unei vrăjitoare. Că uite, are și pumpkin din asta ciudat. Ok, bom. Așa îmi dă mie impresia. Ok, și suntem în casa în din copac. Ok. Să iați goale, mă, dați astea mă. Deci, practic, ceea ce putem face noi e să explorăm. Am înțeles. Și atât? Nu pot să cred. What? Ok. Aici văd o fântână. Nu ajungem nicăieri. Dar mi se pare faina. Dar nu, mă, că trebuie să-mi se... Me poate e pe afară? Hmm. Mă, pare că ar mai fi ceva. Dar nu mai, nu mai e nimic, nu mai e nimic. Ok, prieteni, atât a fost cu casa din copac. Sigur, le vedem pe toate. Mi se pare faină. Dați și voi câte o notă la fiecare construcție. Mi se pare foarte faină. Așa cu așa, avem normalul și trebuie să mă uit și eu la coordonate acum, te rog. Să nu mai fac din nou aceeași prostie. dă mă, frate, coordonatele. Ia! Minus 83 cu minus 83. E bine. Bun altceva. Hai să vedem, scriem, bam, am scris G pe chat și avem castel. Ia și vedem, le castele. Hop, hop. Asta, asta o să fie interesant, că e gigantic. Let's go. Bum, se pare că ne-a spawnat direct în castel. Eu vreau să-l văd de la distanță. Așa că, iotel. Cam așa arată castelul. Da, suntem la niște coordonate gigantice. Bun, cam așa arată castelul. Hai să vedem pe toate părțile. Avem ceva de explorat la el. Așa, cu așa. Și de, de, deja pot să fac bam bam. Am crăpat, n-am crăpat. Și ne dă direct din castel. Na bun. Și avem 5 milioane de cesturi. Nefolositoare, bineînțeles Măi, de ce să pună și ei ceva în cesturi? Asta mă enervează jur Pot să-mi fac și eu niște mâncărică Dacă cumva este nevoie Îl punem pe ăsta să danseze Uuu, castelul e bântuit Ajutor! Gata, o și dansat ăsta Hai să vedem să nu fie cumva camere secrete Și să le ratăm Nu par a fi O luăm frumos pe șcărițe și ajungem la 1. Aici din nou avem 3 milioane de cesturi cu care îmi pierd eu timpul, bineînțeles, pentru că sunt goale, de ce nu? Văd că putem merge și prin turnuri pe acolo. Da, bă, da. ăstea sunt faine, frate, cesturile. Să nu-ți dea nimic în ele. Are sens să le mai deschid, dar și dacă ratez o comoară de aia blană, oftic un pic recunosc. Bom bum, bom încă un ce... Opa, încă un cest acolo. Mai 5 milioane de chesturi. Astea cred că le-am deschis când am venit. Nu știu de ce am impresia asta. Dar în fine. Bun. Pe aici cam atât este. Puteam să urc direct pe olia, cred. Probabil. Bă, și aici arată în mare, mare fel. Avem din nou cesturile goale. Bine, mă, frate. Dansează pentru mine, please. Dansează și T. Am înțeles. Deci, ce goale. Din nou gol. Avem un pătuț acolo frumos. Bă, terasă în mare fel. Arată fain. Și uite-te și tu ce priveliște faină. Bam, 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 bam. Frumos. Bun. Aici ar fi dormitorul. Arată bine. Mergem șuși. Și șuși. Probabil de aici trebuie să... Să fie o zonă de unde să aperi castelul, mă gândesc. Un fel de outpost, un fel de două feluri. Bă, da. Arată fain. Ăsta cred că e cel mai înalt turn. Na, bun. Cam atât și cu ăsta. Hai să mergem la minus 85 cu 65 cu minus 85. Bun. Și acum aș vrea să vedem unde mergem. Mai sunt două. Bunkerul și uh, Bandit Outpost. Ia. Yeah. Um, Vlad Online 333 a decis Outpost. Cred că toată lumea vrea bunkerul, dar nu știu cum de s-a nimerit ca câțiva care își doresc alte chestii să decidă. Gen, toată lumea scrie bunker, bunker, bunker. Și mai este Barbașanu care a scris Outpost. Uu, asta e fine. Bă, asta e tare rău. Trebuie să-mi fac și eu așa ceva, jur. Uitați-vă cât e de fain. Au, asta au durut. Deci uitați-vă și voi cât arată de fain. Bă, relaxare totală. 1, 2, nu. 1, ba da, 1, 2, 3. Ce tare! Stai aici pe spate. Ia să un time set night. Să băgăm și noi un somnic. Mamă, relaxarea de pe lume. Stai pe spate ca boșii. Bună dimineața. Na bun. No, acum, hai să vedem. Ce mai avem pe aici? Aici un cal. Și altare tare căluțu. -hă -hă. Încă un cal aici. Și altare tare Gata, cam atât a fost. Doi căluți frumoși. I-am lăsat liberi pe amândoi, cred. Da. Hai să facem și noi o faptă bună. Și aici avem chestul gol. Destul de logic. Mă, prin casa asta mai umblat cineva, că sunt și le deschise. Toate gen. Uuu, draperii frumoase. Nice. Îmi place. Așa, aici avem o budă. Da, se vede un pic ciudat acolo, însă să fiu sincer, așa arată fine. Îmi place, bun. Așa și acum și ce mai avem pe aici? Din, din nou barrel goale, că de ce să pună ceva în ele? Normal. Uh, cred că ăsta e un, e un turn interesant, care chiar ar putea fi folositor. Hopa! Am crezut că se urcă pe partea asta, dar mare fail. Bom bom, boci! A, Ah, pe aici am înțeles. Ok, bom. Și de aici poți vedea totul frumos. Îmi place. Și aș aprecia dacă ar exista în Minecraft sate diverse, dar chiar și mai bine decât outpostul ăsta. Și v-am mai zis că este asta să se facă upgrade la sat. Ce înaintat în ziua 1, pe când vii în ziua 10, satul să arate un pic diferit. Nu știu, să mai fie o casă, să-i vezi efectiv pe villageri în timp ce construiesc. Cred că ar fi mult mai uh, mult mai plăcut jocul. Cel puțin mie mi-ar plăcea mult mai mult. Na bun. Pe acolo am verificat. Pe aici văd o zonă de găteală în aer liber. Aici o zonă de crescut aminale, frumos. Bam, 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 lăsăm și animalele libere. Aici două pătuțuri, iar chill. Un fel de corturi. Chiar îmi place. Îmi plac foarte mult chestiile astea. Na bun. Am terminat și aici, hai să ne dăm TPU și acum, bineînțeles că nu mai poate decide nimeni pentru că mergem în The Bunker. Barbașanii de pe YouTube acolo o să văd susținerea blană în comentarii dacă sunteți curioși ce se află în Bunker. 3, 2, 1 și bum! Pentru că eu sunt extrem de curios. Spam, spam, șpam, șpam, ne teleportăm frumos. Și acum, bă, arată fain Bunkerul. Ăla e cumva. Uai, cât de troll! Și acum totuși să bubuie. Ok, hai să intrăm în buncăr. Bun! Căr! Ok, 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 ok. Go, 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 go. Și aici avem primul nivel. Ok. Buncărul cred că o să fie cel mai tare. Bă, ce fain îi. Ui, direct încât să-ți organizezi tu, dar sunt goale. Putem merge in the nether. Așa, aici un alt, un alt spațiu de depozitare. Așa. Alea sunt inutile, sunt doar pentru design. Aici, din nou, nu avem absolut nimic în cesturi. Astea sunt faine pentru că zici că sunt vitrine. Și era fain dacă chiar puteai pune ceva în mijloc, gen un diamant. Arăta fain. Da, în fine, ok, ok, ok. Bam, bam, bam. Aici avem? O zonă de crescut aminale. Da, da, da. Aici o zonă de culturalizare, frumos, dacă vrei să-ți faci enchanturi și toate cele. Arată fine Băi, cel mai fain buncăru până acum, sincer. Ok. Pa, 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 pa. Aici trebuie să punem noi grău, Hai să facem un pic de treabă. Și aici semințele. Frumos. Cam asta este. Bă, organizare. Nota 10 pentru organizare. Așa, 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 bam, bam, bam. Acolo o cămăruță pentru cine vrea să locuiască acolo. Și se pare că mergem și mai jos. Apreciez chestia... Uh, nu apreciez. voiam să zic că apreciez chestia asta că sunt conectate și dacă mergi până în capătul holului, nu trebuie să faci exact ce fac eu acum. Adică să te reîntorci pe același drum, să pierzi timp inutil. Apreciez chestia asta, chiar apreciez. Hai să vedem. Bam, 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 Și cred că... Ia să vedem, dacă nici pe partea asta nu mai avem... Nu, nu, mai gata. Cred că ăsta a fost bunkerul. Ia, hai să ne asigurăm. Că mi-ar fi... Mi-ar părea rău să, să mai fie alte chestii. Așa, bun. Aici nu mai pare să fie ceva. Mergem așa în jos pe aici. Nu pare să mai fie nici pe aici. Așa. Și aici nu cred că se ascunde nimic. Da. Cam asta a fost Barbasanilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut episodul și că v-au plăcut cele 5 construcții, cele 5 locații. Spuneți-mi care v-a plăcut cel mai mult. Faceți un top dacă vreți, bineînțeles. Cam asta este. Ia să mă teleportez să le vedeți așa pentru final. Sunt în felul următor. Am văzut un... Mamă, m-am speriat. Am crezut că e cineva. Dar nu mi-am dat seama că îi scrie peaceful. Ok, deci a fost barca sau corabia, cum vreți voi, castelul, copacul, uh, buncărul și... nu uh, oh, știu cum să zic... Uh, ascunzătoarea, puteți să ziceți. Sau, în fine, cum vreți voi, ascunzătoarea. Perfect. Acesta a fost episodul. Toate cele bune barbașanilor. Ne vedem în episodul următor. Sper că ați bubuit butonul de like. și